Situația pare scăpată de sub control în Drobeta, Turnu Severin. După 3 săptămâni de carantină, rata de incidență a crescut de la 9 la 11 la 1000 de locuitori. Autoritățile locale cred că multe persoane circulă în baza unor adeverințe false de vaccinare. În Drobeta, Turnu Severin sunt de 3 săptămâni filtre de poliție atât la intrare cât și la ieșirea din localitate. A fost prima reședință de județ care a intrat în carantină în valul 4, iar măsura se aplică doar persoanelor nevaccinate. Și cu toate acestea, rata de incidență este în continuare mare. Nu. Acești tâlhari ar trebui să plece, să ne lasă în pace. Că ați văzut dumneavoastră, pe noi ne conduc oameni străini, nu români, așa cum suntem noi. Că noi avem și noi cei mai buni specialiști în România. Dar și-a bătut joc de ei și au plecat în alte țări. Acești oameni, nu vedeți dumneavoastră, una spune astăzi, mâine schimbă ceilalte. Păi sunt oameni bătrâni care nu poate să meargă și pleacă mai târziu de acasă. N-are voie să meargă pe stradă. Cu toate că am avut carantină 3 săptămâni, cazurile sunt într-o continuă creștere. Nu pot să mă exprim pentru că nu știu. Așteptăm. Credeți că a fost benefică această carantină? Da. Oamenii s-au speriat, au stat mai mult în case? Nu știu cum fac. Când e ceva să facă, vin și pleacă. Părerile sunt împărțite printre oameni. Unii consideră că da, a fost benefică, alții spun că a fost în zadar și că singura soluție ar fi vaccinarea. Ce să vă spun dumneavoastră? Unii spune că da, unii spune că nu. Ce să credă? Dar părerea dumneavoastră, credeți că această carantină a fost benefică pentru noi? Cred că a fost. Acum, cum să vă spun dumneavoastră, ce-o fi, nu se știe. Că unii spune că este, există boala asta, unii spune că nu. Pe toată perioada carantinei, elevii au învățat în sistem online, programul de lucru cu publicul a fost limitat, iar evenimentele private au fost interzise. Persoanele nevaccinate pot ieși din casă pe baza unei declarații pe propria răspundere, pentru anumite activități esențiale.